Intri în emisie în 3, 2, 1, în direct. Bună seara, dragi spectatori, și bine v-am găsit la știrile de la ora 10. O oră precum nota României pe o scară de la 10 la 10.000. Un canal de știri complet cenzurat, deci nu am voie să înjur în pula mea. O știre de ultimă oră. Taurii nu se mai cacă în România. De ce? Pentru că există deja o grămadă de căcat de tauri peste tot în țara asta. Un patriot român extremist a ieșit în stradă cântând trei culori cunosc pe lume. Până la urmă, cercetătorii au descoperit că era daltonist. De asemenea, un alt om din capitala culturală europeană, Poșolaca, a fost amendat pentru că circula regulamentar pe proprietate publică. De asemenea, avem parte de știri rupă seara asta. Un tânăr pe nume Codrin Bradea cu sindromul Tourette a fost ras de pe suprafața pământului, dar nu cu gilet. Priviți declarațiile cutremurătoare a tânărului. Bună ziua! Deci, ce s-a întâmplat? Primă la mătă în pistă! Tânărul declară că s-a trezit într-o zi dis de dimineață pe la ora 16 și a realizat că a fost șters contul. Într-adevăr, tânărul a fost surprins de nenumărate ori vorbind la biroul lui despre ce pula lui vrea și expunându-și opinia în mod public, ceea ce este un lucru ilegal și extrem de periculos în zilele noastre. De asemenea, avem și câțiva oameni care au depus mărturie împotriva tânărului. Mie nu-mi place că înjură de Dumnezeu, futui Dumnezeu lui să-i f***. Vreau să vă răspund pentru datorită faptul că prin urmare nu-mi place. A făcut tineri din ăștia, nici viitorul nu aici a fost. În urma acestor declarații, inculpatul ne comunică următoarele. Băga mea și pula. Acestea au fost știrile din seara asta, vă mulțumim că ne-ați urmărit, eu sunt gazda voastră Mike Holera, mulțumim tehnicianului nostru de lumini Fiatlux.Edison și desigur cameramanului Tun. O seară minunată vă dorim și nu uitați, in hoc signo vinces!